Am revenit, doamnelor și domnilor, partea a doua a discuției cu președintele Consiliului Județean Dâmbovița, domnul Alexandru Oprea. Vorbeam înainte de pauză despre faptul că domnia s-a însoțit de arhitectul șef al județului, se va deplasa la Frankfurt, la cel mai mare târg de oportunități în afaceri din turism sau din alte domenii, chiar nu are niciun fel de relevanță. Acolo, domnule Oprea, veți avea posibilitatea să le vorbiți oamenilor acelora care au niște bani pe care vor să investească. Remarcam înainte de pauză că totul depinde de cât de mult reușești să-i convingi că ești om serios. În primul rând asta contează, să te prezinți tu ca om serios, da? Și că ești un partener serios de discuție și că afacerea pe care le-o propui, e așa o văd, ei nu vin aici să facă fapte de bună, nu știu, de caritate, să ne dea nouă bani, nu, ei vin să investească și câștigă toată lumea, și ei și noi. Este o zonă formidabilă acolo, domnule Oprea. Vorbeam mai devreme despre termenele optimist și pesimist, cel optimist de 7 ani, și eu am încercat atunci să explic de ce e foarte important că depinde de noi. Cum decurg astfel de investiții? Pentru că noi îi alegem pe cei care administrativ vor lua deciziile. Haideți să îi alegem pe cei care aleg prioritățile noastre. Prioritățile noastre trebuie să devină prioritățile lor. Ale lor, ale politicienilor, ale primarilor, președinților de consilii județene. Prioritățile noastre trebuie să fie prioritățile lor. Nu prioritățile desemnate prin nu știu ce ședințe obscure de partid, nu prin nu știu ce adunări de cârciumă sau de bar pe nu știu unde, hai să ne adunăm și noi că avem și un interes, dă-i încolo pe aia că ne-au votat, au fost proști 4 ani, noi suntem mari și tari. Deci cam așa trebuie văzute lucrurile. Se apropie alegerile, domnule Oprea. Și dincolo de toate aceste aspecte administrative, dumneavoastră veți avea de înfruntat nu doar eventuale nemulțumiri pentru cele care nu s-au făcut suficient de repede sau suficient de colorate cum ar fi dorit electoratul, dar vin și iată foarte multe atacuri din partea adversarilor politici care nu, cum să spun eu, nu atacă ceva concret. Pur și simplu sunt capabili să demoleze orice doar ca să câștige niște capital electoral. Deci, domnul, presiunea e mare în această perioadă, mai ales. Să știți că așa este și vă spun așa sincer, uneori am stat să mă întreb dacă se merită toată această zbatere și toată, pentru că vă spun foarte, foarte tranșant. Aș putea să stau bine mersi pe margine și să mă uit la ce se întâmplă. Poate asta este și unul din motivele pentru care eu am intrat în politică. Pentru că am considerat că prea mulți, să spunem, neavizați, sunt oameni cărora... Sunt elegant. Au ocupat diverse funcții de demnitate publică și, așa cum spuneți dumneavoastră, nu le-a păsat de ce se întâmplă. Fără să cred că eu sunt buricul pământului și că eu dețin cheia sau cheia succesului sau dețin adevărul absolut. Dom'le, vreau să cred că am făcut niște lucruri cu bună credință, că județul s-a dezvoltat și că există premize să facem lucruri mult mai bune în perioada următoare. Dacă vă aduceți aminte, în 2016 am venit cu un program, s-a chemat Dâmbovița 2025, pentru că am vrut să cred că măcar pe o viziune de 10 ani trebuie să vrei niște lucruri, să le faci să se întâmple, așa cum spuneți dumneavoastră, pe o foaie de parcurs. Sigur că mă deranjează și am văzut chiar săptămânile trecute și zilele trecute niște luări de poziție ale unor oameni care se pronunță cu o nonșalanță și cu o ușurință dezarmantă, fără ca măcar să aibă decența, înainte de a arunca în spațiu public niște lucruri, să-și facă temeri. Am avut zilele trecute o discuție în cadrul ADI Management Integrat al Deșeului și spunea cineva, nu o să dau nume, că această asociație a fost prost condusă, prost manageriat. Cred că persoana în cauză nici măcar n-a avut decența să vadă ce prevede contractul de delegare a gestiunii, care sunt, să spunem, clauzele contractului de management al administratorului și trei la mână să vadă ce s-a făcut concret. Pentru că puțină lume trebuie să știe, la 1 ianuarie 2017, această asociație avea datorii la cei doi operatori, o să le dau și numele, că nu e un secret, Supercom și Eurogaz, de aproape 880 de miliarde de lei vechi. Astăzi când vorbim, suntem cu datorii, nu avem nicio restanță, suntem cu plățile la zi. Dacă asta nu reprezintă un pas înainte, să-mi spună mie, sigur că avem foarte mult de investit în perioada următoare în ceea ce înseamnă colectare selectivă, în ceea ce înseamnă că nu se mai finanțează gropi de gunoi și din 2023 nu o să se mai finanțeze nici stații de tratare mecanico-biologică a gunoiului. Deci se intră pe alt, să spunem, pe alt concept de gândire, pe alt regim. Bun. Trebuie să trecem să facem aceste lucruri pentru că județul Dâmbovița, din fericire, din păcate, pot fi abordări diferite, a fost primul județ care a beneficiat de un program ISPA. Noi n-am avut colectare selectivă,
Pentru că nu se discuta în 2008 de colectare selectivă, domnul Jurgi. Da, de atunci fapt, de prin 2000 până atunci a fost lansat inițial proiectul. Bun, din 2012-2013 s-a început să se vorbească de colectare selectivă, fracție umedă. Fracție umedă, să înțeleagă telespectatorii, nu știu, gunoiul propriu-zis, dar și menajer. Fracție uscată, sticlă, metal, plastic, carton, lemn și așa mai departe. Da. Deci lucrurile astea trebuie să se întâmple. Doi la mână, poate puțină lume știe că în 2017 Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, pentru că toți spun niște oameni și niște băiețași că, vezi, Doamne, nu știu ce se întâmplă pe acolo, avea datorii și el de vreo 150-180 de miliarde enorme, de lei la furnizori. Astăzi, Spitalul Județean de Urgență plătește facturile care au fost, să spunem, facturate în luna trecută și să plătesc adică în luna. La zi, practic. La zi. Este la zi, fără mai mult decât da. Atât, din contractul cu casa din asta, Spitalul Județean de Urgență și-a permis să aibă și un mic excedent pe care l-am dus spre partea de investiții. Poate e bine să știm, ați văzut, poate din comunicarea mea publică, am fost la Gura Uniții, o locație în care nu se investise nimic în ultimii 30 de ani. Am asfaltat tot ce înseamnă curtea exterioară, am făcut un loc de joacă pentru copiii abătuți de soartă, care suferă de acele, să spunem, disfuncționalități de care împiedică să aibă o viață și normală. Care împiedică să aibă o viață normală. Am reparat acoperișul la un pavilion, reparăm acum băile, instalațiile de încălzire, facem niște lucruri. Sigur că mi l-aș fi dorit să le facem mult mai repede. Mi-aș fi dorit să am bugetul măcar al celui de anul trecut ca să pot să fac foarte multe lucruri pentru județ, pentru că se înțelege următorul lucru. Pleacă Oprea cu vreun leu acasă, dacă a făcut un kilometru de asfalt, mă duc eu cu asfaltul la pungă și îl deșer la mine la bloc sau la Valea Voivodei. Aveți satisfacția că ați făcut acel kilometru de asfalt? Domnul Jur, vă rog să mă cred, am o satisfacție așa, ce am promis legat de Arctic s-a întâmplat, ce am promis legal de MOL se întâmplă și se va întâmpla, ce am promis legat de stațiunea Padina Peștera se întâmplă, ce promit vis-a-vis de infrastructura de drumuri județene, că și aici este o altă discuție, suntem și mă întreabă pe pagina mea ce se întâmplă cu drumul național cu tare sau cu drumul comunal cu tare. Haideți să delimităm, Consiliul Județean Dâmbovița răspunde de drumurile județene, de drumurile naționale răspunde Compania Națională de Autostrăzi și Infrastructură Rutieră, de drumurile comunale răspunde fiecare unitatea administrativ-teritorială în parte. Am promis și am spus că o să facem investiții în ceea ce înseamnă infrastructură. Avem în achiziție publică centru multifuncțional de sus pe actuala locație a cabanei de la piciorul Babelor. Vom construi un centru modern, o investiție de 7,5 milioane de lei. Sperăm să avem așa. Vom reface sediul Salvamont. Am discutat cu domnul secretar de stat și ne-a spus că sunt linii de finanțare dedicate. Sigur că nu-mi place nici mie instabilitatea politică. Am discutat cu omul acela, pentru că acum este altcineva și o iei de la capăt de fiecare dată. A nu se înțelege. Vine altcineva cu altă viziune. Poate nu mai e prioritar obiectivul A, e prioritar... Nu mai, dar din alt partid și se uită cu alți ochi. E prioritar obiectivul C. Domnul Jojo, să știți că eu am comunicare cu reprezentanții ai tuturor. Păi nu la dumneavoastră, nu de dumneavoastră mi-era teamă, de reacția dumneavoastră, ci de altora, că sunt unii mai talibani așa din fire care văd în culorile de partid. Cred că am suficiente argumente să-i fac să înțeleagă că ceea ce fac cu bună credință și facem pentru cetățenii acestui județ pe care nu poți să-i împarți în PSD-iști, în PNL-iști, în PMP-iști, în... Categoric, nu se poate face o astfel de împărțire. Reprezentanții ai ALDE sau ai altor formațiuni politice. Important este să rămână ceva după fiecare dintre noi și astăzi să fie mai bine decât ieri, mâine să fie mai bine decât astăzi. Am tot vorbit despre molul din Târgoviște, care este de departe, cu tot ansamblul din jurul, cea mai importantă investiție edilitară în Târgoviște din ultimii 30 de ani, ca să nu ne ducem mai departe. Deși aș merge până spre anii 70, când s-a pompat la greu în Târgoviște, s-a industrializat, s-a construit spital și așa mai departe. Este una dintre cele mai importante investiții în domeniul edilitar din municipiul Târgoviște și din județul Dâmbovița. Iată că, la urma urmelor, chiar dacă e un buget mic, cum este Consiliul Județean, pentru că din punctul ăsta de vedere suntem un județ totuși relativ sărac, nu suntem ca bogați. Suntem un județ mediu. Să zici mediu, hai, din orgoliu spunem chiar că suntem bogați, nu contează. Dar bugetul Consiliului Județean nu permite nici pe departe astfel de lucrări. Dar nu te împiedică pe tine ca responsabil, ca președinte Consiliului Județean, să identifici astfel de oportunități și să găsești astfel de soluții cu banii altora. Noi practic ne dezvoltăm cu bani privați, aia altora. De ce să nu facem chestia asta? Să stăm tot timpul cu mâna întinsă? Așa cum a spus dumneavoastră, este important și interlocutorul.
Și poate nu vă vine să credeți, sigur că își pot aroga mulți merite pe ceea ce o înseamnă. Și fac, da, mă, o și fac, nu asta este important. Cred că important este faptul în momentul în care i-ai promis unui om ceva, uitându-te în ochii lui, pentru că am avut această discuție, vă rog să mă credeți, în aprilie 2019 și am spus reprezentantului și era din top managementul firmei respective, care mi-a domnule, zic, luați în calcul că s-a schimbat președintele Consiliului Județean. Chiar dacă nu s-a făcut nimic până acum, vă asigur că veți avea drum până în luna noiembrie. Și a fost. Vreau să vă spun că în luna noiembrie același domn, pentru că a ținut minte, m-a sunat personal și mi-a spus, domnul președinte, nu v-am crezut atunci. Am avut încredere în ce a spus dumneavoastră că o să se întâmple și vă mulțumesc că s-a întâmplat. Și faptul că noi ne-am respectat cuvântul, cred că este un pas înainte și asta trebuie să facem cu toți. Dar ar fi pierdut și ar fi avut vă dați seama, dar foarte mari financiare. Conform clauzelor contractuale, ei erau dați în judecată de către alții și ei ne-ar fi dat în judecată pe noi ca și instituția Consiliului Județean, că asta nu înțeleg niște ficuși plantați în birourile Consiliului Județean, că ar fi trebuit Consiliul Județean să despăgubească acești investitori. Și credeți-mă că au case de avocatură extrem. Care ți-au și cenușa din vatră, cum se zice. Și țigla de pe casă, domnul. Da, știu. Deci ca să fim foarte, da, foarte bine înțeleși. De-aia este important să-ți asumi niște obiective pe care serios. Le poți realiza, să fii serios și să te ții așa, cum să spun eu, etapă cu etapă, punct cu punct, de ceea ce ai promis că faci. Pentru că cred că asta este mai important decât oricând. Și eu am deplină convingere că cetățenii județului Dâmbovița, cu toate aceste frământări, vor ști să aleagă, vor ști să discearnă între unul care doar face gargară sau care a mințit ani de zile și cineva care a venit, poate n-a fost nici atât de vocal, poate că n-a fost nici atât de fotogenic sau n-a reușit să mintă atât de frumos, poate că a spus uneori lucruri care au deranjat, dar de fiecare dată trebuie să aibă încredere că a spus adevărul și că s-a ținut de cuvânt. Ceea ce eu spun că ar trebui să conteze revenim mai mult. Revenim la ce am spus eu mai devreme, domnul Oprea, trebuie să-i alegem pe cei care fac din prioritățile noastre, ale cetățenilor, prioritățile nu, lor. Nu fac o campanie pentru mine, pentru Alexandru Oprea. Eu spun doar că am făcut cu bună credință, îmi doresc să continui la conducerea Consiliului Județean. Voi vedea care va fi formula în care voi dori să continui și voi continua, dar cu siguranță îi asigur pe dâmbovițeni că dacă îmi vor acorda încredere și îmi vor acorda un nou mandat, lucrurile pe care le-am promis și le promit se vor întâmpla. Oricum, mai sunt 4 luni până la alegeri, da. Timp aproape, 3 luni și timp suficient cât dâmbovițenii, pe măsură ce se apropie alegerile, apar tot mai des în discuție și teme de acest posibil fel. Candidați, da, posibile programe. Și oamenii vor fi forțați, chiar dacă au alte de făcut, vor fi forțați să stea să gândească. Asta e. Nu chiar așa. Și cred eu că electoratul s-a mai deșteptat. Nu mai e electoratul acela care merge după efectul de turmă cu ani buni în urmă. Și mai este ceva, scuzați-mă. Mă rog. Și trebuințele acelui electorat sunt cu da, alte. Păi, revenim la piramida lui Maslow. Adică deja suntem spre vârf. Exact. Am terminat-o cu nevoile de bază, cu cele privind siguranța și securitatea exact. Socială. Mergem la nevoile intelectuale și toate celelalte. Satisfacerea acestor nevoi. Pe 28 mai ar trebui să întâmple inaugurarea mall-ului. Anunțul dumneavoastră a strânit reacții de neîncredere pentru cei mai mulți de plăcută neîncredere, adică ne-a plăcut știrea, dar încă nu ne vine să credem că se întâmplă așa curând, mai ales că noi suntem obișnuiți ca astfel de proiecte să treneze ani și ani. Cum adică? Chiar se întâmplă când s-a spus, adică să respecte un termen, ar fi ceva mai nou? Mai repet încă o dată pentru noi, am postat și eu pe pagina de Facebook și nu ați avut aceleași reacții? Aproape 29.000 de să spunem, vizualizări și apreciere ale postării respective. Vreau să vă spun că oamenii sunt foarte serioși. Pe 27 mai va avea loc recepția, deci va fi desfășurată în interiorul mallului. Pe 28 mai inaugurarea propriu-zisă și va fi un mega concert făcut de respectivii pe locația de la Unitatea Militară de la Gar. Deci lucrurile se vor întâmpla. Eu am deplină încredere pentru că așa cum eu m-am ținut de cuvânt în relația cu dumnealor și ei se vor ține de cuvânt în relația cu noi. Aș vrea să lămurim un aspect. Din câte știu eu, nu toate spațiile comerciale vor fi e altceva, alea vor fi închiriate unor beneficiari ulterior. Care trebuie la rândul lor amenajate, puse în valoare și așa mai, dar ceea ce înseamnă construcția propriu-zisă cu
la tot cheie. Tot ce înseamnă utilități trase, funcționale, așa va fi funcționat. Doar să vii să decorezi magazinul și acum vă duceți, au loc în diferite mall-uri, sunt spații care sunt închise pentru transformare. Dar infrastructura primară, infrastructura de bază va fi gata. Construcția cu toate dotările, cu toate amenajările. Îi asigur pe Dâmbovițeni că cel puțin marketul, cel care se cumpără produse obișnuite, un mare sau un mare brand... Carrefour, hai că noi am făcut reclamă aici acum. Deci da, am zis să nu vă creez dumneavoastră dificultăți. Nu crezi, mai deci va fi prezent acolo, secară, tot ceea ce înseamnă vitrine, amenajări. Deja, lucrurile se întâmplă și vă mai spun un lucru, cred că n-ați mai văzut de mai bine de 30 de ani, cred că 5 macarale pe un șantier. Repet, treci pe acolo și nu-ți vine să crezi, adică m-a apucat așa o vagă urmă de nostalgie, că eram tânăr ultima oară când am văzut atâtea macarale pe un șantier, eram foarte tânăr, adolescent chiar. Nu știu dacă ați observat, s-au montat și stâlpi pentru iluminatul public. Pe drumul județean. Deci, am văzut și drumul, e o cale de acces largă, facilă. Și eu cred că va fluidiza foarte mult pentru că va lega artere importante, adică va fi un acces dinspre cartierul CFR, va fi unul dinspre linia de centură de la Petru. Imaginați, numai dimineață, gândiți-vă când e aglomerație pe tot Brătianul ăla, de n-ai loc, de la spital, de pe Vladimirescu, până la ieșire spre Ulm, mașină lângă mașină, copii, școli, toate să ocolești pe partea asta, pe la mall, dacă ai treabă să iei spre București. Cât scurtezi și cât economisești. Pe lângă neliniștile, pe lângă dezamăgirea pe care ți-o provoacă, cum să spun eu, afirmațiile unor neavizați, am și aceste satisfacții ale lucrurilor împlinite și ale lucrurilor care rămân. Și nu poate să spună nimeni că, de exemplu, investiția de la Arctic nu există, o vedeți acolo, produce mașini de spălat, investiția de la Mol nu există, investițiile din munte nu există. Sunt unii care au fost miniștri, nu au fost în stare să împingă drumul național 71. Asta este o altă discuție, am primit clarificări, înțeleg că s-a schimbat conducerea Companiei Naționale de Autostrăzi și Infrastructură Rutieră. Vreau să vă spun că mă bat în continuare pentru aceste proiecte. Am făcut din nou reveniri la adresele noastre către reprezentanții Ministerului și CNAIR-ului, schimbându-se, aceste constați că l-ai convins pe unul și după două luni jumate... Am vorbit cu domnul Guran, este liderul liberalilor de aici și este consilier de stat la Cancelarea Prim-Ministrului și domnia sa spunea că se zbate să rezolve problema asta drumului național, ba chiar a spus la un moment dat că dacă nu rezolvă el cu partidul, dar el în primul rând pentru că este totuși aici un factor de decizie și este totuși membru al guvernului, la Cancelaria Prim-Ministrului, că dacă nu rezolvă problema DN71 și modernizarea DN7, o să considere că este o neîmplinire personală, o nerealizare personală și a promis mult sprijin. Avem nevoie de tot sprijinul din lume, din partea tuturor celor care se află în funcții importante. Asta am spus-o și repede, domnule, n-ar trebui să conteze atât apartența politică cât definirea unei liste de priorități. Domnule, e prioritar drumul pe 4 benzi până la Târgoviște, e prioritar, hai domnule să-l faci. De la DN7 nu mai spun că e prioritar să dezvoltăm stațiunea, hai domnule să-l faci. Da. E prioritar să avem, nu știu ce, o zonă de divertiment de asta, hai domnule să o facem. Adică 4-5 obiective de genul așezat la masă, toate formațiunile politice și indiferent de asta, hai să le mișcăm înainte, pentru că, nu să spun eu, discuția asta sterilă, dezbaterea asta sterilă... Domnul Prea, până mai ieri aș fi zis că este imposibil ceea ce propuneți dumneavoastră, să vă așezați la masă și să dezbateți. Însă, după adoptarea bugetului Consiliului Județean, trebuie să ne schimbăm puțin optica. S-a dovedit că se poate. Deci, nu mi-amintesc să fi întâmplat ceva de genul acesta ca bugetul să fie adoptat fără probleme, fără zvârcoleri și altele, cu votul opoziției din Consiliu. Domnul, mai spun ceva necondiționat. Pe care n-ar trebui să spun. Și să fi vrut PSD-ul singur, nu putea trece acest buget, dintr-un motiv foarte simplu, pentru că nu avem majoritatea necesară. Ați spus-o dumneavoastră în comunicatul de după. Eu cred că am făcut un act de normalitate, să le mulțumesc colegilor mei, consilieri județeni ai Partidului Național Liberal, care au fost de acord și au acceptat să voteze bugetul Consiliului Județean. Să știți că n-a fost ușor să facă aceste discuții. Sigur că niște răvoitori au aruncat în spațiu public că este un prim pas spre trecerea lui Alexandru Oprea de la PSD la PNL. Nu, că am auzit și chestia asta și chiar nu mi se pare normal. Să știți că am făcut-o dintr-un motiv foarte simplu. Din respect pentru Dâmbovițeni, pentru că nu puteam să las Spitalul Județean fără buget. Direcția Generală de Asistență și Protecția Drepturilor Copilor fără buget.
89 de UAT-uri cu care, sau aproape 80, că mai sunt altele, cu care avem asocieri, să le lăsăm fără a repartiza sume de bani pe acest. Aparatul Consiliului Județean, fără să poată să-și ridice, sau societățile subordonate Consiliului Județean, că dacă n-ai buget nu poți face plăți, adică lucrurile sunt tot așa. Dar cu toate astea am dovedit echilibru, am dovedit calm și vă rog să mă credeți, nu mi-a fost ușor, a trebuit să îndur jignirile unor neaveniți, unor domni care cred că se pricep la orice, dar care nu, cred că le mai trebuie încă ceva știință de carte să poată să înțeleagă un buget atât de complex cum e cel al Consiliului Județean. Și o spun având proprietatea și a termenelor și a cuvintelor, fără eu niciun nu, fel încă de... nu reușesc să-mi dau seama sau nu găsesc, ca exemplu, un post, o postură în care să se plaseze cineva și să nu fie ținta atacurilor. Pentru că, indiferent de te afla, se găsește unul care să te invidieze sau care să nu poată să facă treaba aia, fa pentru care ce crede el? E mai ușor să demolezi decât să construiești. Apropo de relația cu consilierii PNL, spune că este mai mult decât un gest de normalitate, este chiar o obligație, pentru că și acei consilieri, buni, răi, cum îi considerăm noi, frumoși sau urâți, deștepți sau mai puțin, au fost votați de dâmbovițeni. Au exact același drept același să fie tratați corect și cu respect ca toți ceilalți consilieri. Și ei sunt reprezentanții dâmbovițenilor. Când vom înțelege că, indiferent de apartenența sau simpatiile noastre politice, toți cei care au primit votul cetățenilor sunt în egală măsură reprezentanții cetățenilor, iar proporția este stabilită doar de numărul consilierilor de culoare. Pentru faptul că am înțeles că acel buget nu este al consilierilor PSD sau al președintelui Consiliului, este al județului Dâmbovița. Și județul Dâmbovița este format și din PSD-iști, și din PNL-iști, și de membrii altor formațiuni sau membrii care nu au nicio afiliere politică. Da. Bine, pentru mine a fost oarecum surprinzător, pentru că județul Dâmbovița și municipiul Târgoviște, dar județul Dâmbovița în principal, are o istorie lungă cu nenumărate momente în care opoziția a blocat proiectele puterii, ca să zic așa, doar pentru că era vorba de antagonism politic. Doar de a bloca, da. Deci se putea și așa. Dar n-au făcut-o, fapt pentru care este, cum să zic eu, o bilă albă pentru liberali. M-aș bucura să fie întotdeauna și liberalii și socialdemocrații în egală măsură, cum să spun eu, conștienți de responsabilitatea pe care o au, pentru că județul ăsta nu suportă foarte multe șocuri. Adică noi începem să ne revenim, dar o palmă peste ceafă ne bagă înapoi în comă. Ne-a plăcut cât am fost în declinul ăla forțat de ne prăbușeam și nu ne mai opream? Nu cred. E timpul să ne trezim. Abia am luat-o și noi pe panta ascendentă. Trebuie să înțeleagă faptul că dacă vom reuși să creăm locuri de muncă, dacă vom reuși să aducem investitori, fiecare dintre noi, poate nu foarte repede sau nu imediat de mâine, avem o șansă la dezvoltare, avem o șansă să trăim mai bine, pentru că automat locurile alea de muncă generează salarii, generează cheltuieli, generează TVA, generează impozit pe venit. Bani la bugetele locale sau județene, da? Acelea se întorc către comunități. Și de acolo investițiile publice. Și de acolo publice. Investiții în infrastructură, în ceea ce înseamnă dezvoltarea unei comunități. Da, domnul Oprea, mai aveam multe de discutat. Se încheie această emisiune totuși. Mă bucur că ați reușit să veniți astăzi. Știu că aveți un program încărcat. Cu atât mai mult vă mulțumesc pentru prezență. Vă doresc succes în continuare și ne revedem ca de obicei. Mulțumesc mult și o seară bună telespectatorilor Columna TV. Doamnelor și domnilor, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, domnul Alexandru Oprea, îi mulțumim încă o dată, vă mulțumim și dumneavoastră, o seară liniștită.